și îi schimb ora. Haideți cu mine. Hai, scoate. Faci mișto de mine, frate. Dă-te să mă culc. Servus, dragilor, eu sunt Adriana. Bine v-am regăsit la un nou episod de vlog aici pe canalul lui Radu de această dată. Sper să vă bucurați să mă vedeți. Da, eu sunt peste tot. Acum este foarte târziu. Este ora 1:30 sau nici nu știu exact cât este. Ideea este în felul următor. Eu încă nu m-am culcat pentru că am avut foarte multă treabă, am avut mult de editat, am stat mult pe un videoclip și n-am apucat încă să mă culc. Abia acum am reușit să mă schimb, urmează să merg să-mi fac rutina, bla bla bla, mai am încă o grămadă de treabă. Dar dacă tot am fost productivă până la ora asta, mă gândeam și să fac ceva așa, o manevră. Radu s-a culcat pe la ora 10:20, 10:30, cam așa, pentru că el în fiecare dimineață la ora 5 se trezește, pentru că la 6 trebuie să plece la sală. Merge la sală în fiecare dimineață înainte de muncă și el acum doarme dus de vreo 3-4 ore. Și dacă mai știți voi ce farsă mi-a făcut mie când m-a trezit în miez de noapte și mi-a spus că hai că e dimineață și că nu știu ce. Am așteptat aproape un an să fac farsa asta, pentru că știți, vara nu poți să faci, că imediat la ora 6 dimineața, la ora 5, deja e ziua afară și nu prea poți. Dar acum toamna, cum se înserează foarte repede, am zis, hai să îi fac farsa asta. Acum o să mă duc în cameră la el. Sper din suflet să reușesc să fac ce trebuie să fac fără ca el să se trezească înainte. Mamă, ce față am! Deci abia aștept și eu să mă culc, pentru că sincer sunt foarte obosită. Am stat toată noaptea și toată ziua cu capul în calculator. Înainte să mă duc să iau telefonul, vreau să vă mai spun că Radu are pentru voi pregătite 3 abonamente super faine. Dacă apăsați pe butonul de alătură-te, puteți să alegeți de acolo cel pe care voi îl doriți. Ideea este că aveți acces la videoclipuri în exclusiv înaintea tuturor, plus că vă puteți întâlni chiar cu el față în față, așa că vă îndemn să apăsați acolo pe butonul de alătură-te și să vă alegeți unul dintre abonamentele pe care el le-a pregătit pentru voi. Mă duc să iau telefonul și îi schimb ora. Haideți cu mine. Că este ora 5:38. Acum mă duc înapoi să-i pun telefonul de unde l-am luat și apoi încerc să pun cumva camera în altă parte, aprind becul și îl trezesc, trag de el, zic hei, nu auzi alarma, haide că este ora 5:40, la 6 trebuia să fii la sală. Hai să mergem să vedem dacă se trezește și cum reacționează. După ce îl văd că se îmbracă și e gata de ducă, îi dau la temelie, îi spun că a fost o farsă. Hai să vedem. Iubu, trezește-te! Haide că e 5:40, 5:45, hai repede, te rog! What the fuck, hai, frate! Haide, că la 6 trebuie să fii la sală! Hai, Iubu, mișcă-te! Ce naiba ai făcut de nu te-ai trezit? Ți-a nu sunat alarma? Hai să mă fac eu! Haide, hai sus! Frate, bă, dar ce naiba? Hai, scoate-te! Iubu! Stai, mă, că mă trezesc! Nu ai timp de stat, omule, nu mai ajungi, nu mai dar ajungi. Dar cum de n-am auzit, mă, frate, iar ceasul, mă, băi? Nu știu, dormi așa ca porcul, n-auzi nimica, ca porcul în cotețe. Hai, hai, scoală-te, zi, te ajut cu ceva? Nu mă ajut, lasă-mă de-mi pace, frate. Haide. Dar tu cum de te-ai trezit? M-am trezit așa, că am
visat ceva urât, m-am trezit așa și m-am uitat la telefon și am văzut cât e ceasul. Că eu n-am avut pus alarma așa de dimineață ca 5:44, m-am frate, și mai târziu, am timp de nimica, frate. Dacă vrei să te ajut cu ceva, să zici. Nici nu am timp să mai mănânc, nu mai am timp de nimic. Normal că nu mai ai timp să mănânci. Unde mi-e bagajul, frate, să mă îmbrac odată? Ia uite-mă, că mai am șosetele pe jos. Băi, iubu-mă, dar unde te-ai trezit, mă, scumpă? Dar tu de ce ești în picioare? Ce? Păi m-am trezit să te ajut, că-s feriată, că nu o să ajungi acum. Haide, zi dacă vrei să te ajut cu ceva. Frate, tu nu te trezești niciodată. Ce cu tine? Lasă-mă în pace. Nu mă trezesc niciodată. Păi tu te trezești odată cu mine dimineața, ia și pulcă înapoi. Ce ai? Să plec acum. Păi vreau să pleci odată, că mă deranjezi că faci pe aici. Iubu, ia și pulcă. Bine, frate, dacă nu vrei să te ajut, mă culc. Păi hai ajută-mă, dar nu știu ce cu tine. Hai ajută-mă. Scuze. Deci te ajut sau nu te ajut? Ajută-mă, scuze. Eu văd că ai întârziat, mă scol să te ajut. Hai și tu așa rău. Faci. Scuză-mă, iartă-mă. Am zis să-ți fac un caibu cafea sau ceva, nu? Haide. Haide. Hai, te rog frumos. Haide. Ajută-mă. Am o să-ți fac o cafea, da? Frate, sunt atât de obosit, îți rupt în două. Nu știu ce-i cu tine, frate. Unde s-o trezit ea, mă, băiat? Băi! Iubu! Da! Da, Iubu, zi. Nu înțeleg, frate, tu cum de te-ai trezit? Tu n-ai auzit ceasul meu sau... Dar nu ți-a sunat niciun ceas. Tu pricepi că nu ți-a sunat niciun ceas. Sau ți-a sunat și ai închis imediat alarma. Altfel nu-mi explic, eu n-am auzit nimic. Frate, mereu se întâmplă asta. Mă jur, ești prea obosit. Haide, Iubu. Iubu. Este ora, uite, acum ceasul este și 46. Hai, gata, dacă nu te grăbești, chiar nu o să ajungi. Uite și, ajută-mă și mie să-mi pun o sticlă de apă la mine în bagaj de la sală, te rog. Mamă, frate, se rup tot. Uite, ce dau pe asta de jumătate, e bună? Uite, pe asta ce dau. Care îmi dai? Asta e bună? E foarte bună aia. Hai, grăbește-te, te rog. Acum mă duc să mă spăl. A picat în plasă. Plec de aici că mi-e frică că vine și mă vede. Hai, Iubu, ți-am pregătit totul, gata, mă bag înapoi în pat. Te rog să închizi ușa când pleci. Deci, acum noi cu să dorm, frate, îți dai seama? Păi, dar cum de n-am răspuns eu, frate? N-am închis telefonul așa, sunt prost tare. Of, așa m-am trezit de speriată că acum nu mai reușit să adorm din cauza ta. Hai, ești gata? Hai, pupă-mă. Ai grijă, da? Da, bine, hai. Frate, sunt prost. Să închizi ușa. Lasă-mi cheile acolo. Bine. A plecat, frate, a plecat, deci nu pot să cred că a plecat. Deci fiți atenți, îl las 3 minute, îl las să văd dacă se prinde de chestia asta, dacă nu îl sun, că dacă îl las ajungă până la sală și e închisă sala, e belea, nu e de bine. Vreau să vă mai spun o chestie interesantă, jos în descriere o să vă las un link de la platforma Boosteroid, acolo unde puteți să intrați și să vă jucați jocurile cele mai noi, chiar pe telefoanele voastre sau pe calculatoarele voastre, chiar dacă nu aveți unele performante. Sunt super tari, sunt și jocuri de fete, intrați acolo. Bă, frate, bă, tu glumești? Faci mișto de mine, frate? Păi nici nu mi-a sunat ceasul. Păi m-am uitat pe story și uite-te și tu, frate, pe Instagram, da? Așa. Deci uite și tu, că mi-arată story-uri postate acum o secundă, acum o oră, acum două ore, cu timing. Am văzut la Emi, da? Am văzut la Emi că a pus story cu ora și că 22:40, acum 3 ore. Ce? Nu știu, acum ai văzut tu story-ul sau ce? Păi adică acum ai văzut tu story-ul, mă. A fost o farsă, Iubu! Ce farsă, frățică, că eu mâine trebuie să mă duc la sala, asta e farsă? Iubu, a fost o farsă. Mai știi farsa de anul trecut? Ce-a ultimul ce mi-a făcut? Mi-a schimbat. Iubu. Deci nu pot să te cred, frate, că Iubu... Pușcă, nu trebuie să te superi, acum, sincer, Iubu, mi-ai făcut așa și tu mie. Bă, frate, bă, a trecut un an de atunci, da, femeie. Frate, trebuie să mă duc la sală. Iubu, hai să-ți spun ceva, vină. Băi, mi-ai stricat tot programul, o să fiu distrus toată săptămâna, știi că nu mai pot să dorm, băi.
să-ți spun aici ceva. Ce să, băi, ce să-mi spui, frate? Băi, tu știi, mă, că... Deci o să fiu... Lasă-mă, băi, lasă-mă, că o să fiu distrus toată săptămâna, de dimineață până seara. Ce să... Băi, hai, ce să ascult? Doar că vara nu se face atât de repede noapte. Dimineața este noapte de vreme. Scuze, sunt obosită. Și dimineața se face ziua de vreme. Și nu avem cum, trebuie să aștept să vină toamna, să se întunece. Frate, nu înțeleg ce vrei, nu mă mai aburi atât. Lasă-mă, dă-te mai încolo. Dă-te să mă culc, frate. Te rog, scumpule, așa. Dar ce să mă rogi? Hai, mă, iubu. Ce, că așa ai făcut? Dacă mi-am amintesc bine, vrei să și mă bați, dă-te să mă culc. Păi și e la mine? Iubu, dă-te să mă culc, frate, că mai am 2 ore de somn, lasă-mă în pace. Nu înțeleg ce vrei. Dar se trează până acum, că am muncit, iubu. Păi, lasă-mă, frate, să mă culc, tu ce ai? Tu în continuare vrei să mă ții treaz? Nu vreau să râzi, că e amuzant. Îți fier de amuzament, nu mai pot. Haide, iubu, uite, acolo e camera. Te-am crezut cum ai făcut farsa așa, mă, frate. A, nu, frate, am și filmat, îți dai seama. Oameni, să ferească Dumnezeu, băi, lasă-mă. Hai, iubu, ziceți voi dacă nu e amuzant. E amuzant, îți fierb, nu ți-am zis? Iubu, dar... Iubu, vreau să mă culc, mi-ai stricat tot programul toată săptămâna. Eu nu pot dacă nu sunt odihnit. Fac sport, fac sală la 5 dimineața. Eu nu pot să te lasă dor dacă nu mă iubești și ți-a trecut. Lasă că ți-arăt eu iubire, hai. Hai, scumpule, te... Hai, iubu, deci te rog eu frumos, deci nu mai pot, frate, deci îți distrugi eu un fel, că nu vreau să mă dă pace, frate, deci dă-mi pace. Eu nu mă tine. Deci nu înțeleg cu fazele astea ale tale. Lasă-mă să vină vecine dacă așa faci. Mă trezesc la, băi, la 3 dimineața, la 4, la 5, la când mă trezesc, lasă-mă în pace. Nici nu mai știu ce e de capul meu și ce mai zic aici. Hai, iubu. Ce vrei, mă? Nu înțeleg ce vrei, ce vrei? Păi tu ești... Ești ce-i pățit, mai consumat ceva? Ce-i cu tine, frate? Râzi într-una. Dă-te mai încolo și lasă-mă să mă culc. Tu nu te înțeleg, frate, de ce vrei. Lasă-mă femeie să dorm. Lasă-mă femeie să dorm. Dacă mă iubești, trece. Doamne, băi, ce-i cu tine, frate? Vreau să mă iubești să-ți treacă, iubu. Dacă te iubești și-ți trece, mă lași să mă culc? Nu, dacă-ți trece ție, nu mie. Lasă-mă, femeie, lasă-mă să mă culc. Hai, nu mai pot. Uite-te la mine. Bă, ce vrei, femeie? Lasă-mă să mă culc. Până unde ajungi? Până în lift. Până în lift? Ce ai coborât? Ce să mai cobor? Că am intrat pe Instagram, că am intrat pe lift să-mi fac poză în lift. Aha. Hai, bușcă. Lasă-mă, iubă. Lasă-mă, frate. Vreau să mă iubești și să îți distrus. Bine, îmi trece, te iubesc, gata. Să văd cu adevărat. Dar cu adevăratul tău, lasă-mă să mă culc, femeie. Bine, gata, hai că te lasă, te culci, gata. Doamne, deci lui ăsta nu-i de făcut farse. Lui ăsta nu-i de făcut farse. Habar nu are cum e cu farse. Lasă-mă în pace că trebuie să mai vorbesc ceva cu oamenii ăștia. Deci nu ai cum să-i faci farse. E prea supărăcios, nu? E prea ursus. Gata, gata, închide camera. Uite-te, uite ce față am. Doamne ferește, cearcă-ne cât capul. Lasă-mă. Deci, iubu. Băi, iubu, spune și tu măcar la revedere. Sper că v-a plăcut. Dragilor, sănătate. O seară bună să... sau dimineață. Bună dimineață. Sau nu știu. Hai, lasă că tu nu știi nimica. Băi, lasă. Haide, dragilor, dacă v-a plăcut această farsă, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu zic că m-am descurcat destul de bine și că mi-am luat revanșa foarte frumos. Eu zic că și-a meritat-o. Să nu uităm ce mi-a făcut el mie. Acum nu-i place, dar anul trecut se amuza copios, așa că hai, lasă-mă, scutește-mă. Am vrut să te îmbunesc. Acum eu sunt nervos pe tine. Du-te la culcare, nu mă mai interesează cum te simți. Așa și cum a like, share, subscribe, clopoțel, știți voi toate cele. Noi ne culcăm că Radu deja este prea... Hai, mă, o dată, nu mai vorbim. Da, v-am zis. Ciao. Thank you.